Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip voi deschide două pachete cu electronice cumpărate de pe Temue și AliExpress, fiind practic al 9-lea episod a seriei denumită de mine Mailbox. Să începem cu acest pachet cu produse cumpărate de pe AliExpress. Dacă nu știți unii dintre voi, dacă acționezi mai multe produse separate de pe AliExpress, acestea vor fi puse într-un singur colet pachet. Dar nu se întâmplă mereu așa, uneori vin separat. Aici avem 5 conectori jack de 3,5 mm argintii. Așa arată unul mai aproape. Să vedem interiorul. Are și o izolație din plastic. Lungimea acestui conector, cu tot cu arc, e de aproximativ 55 mm. Zona unde va intra cablul audio e de 4,8 mm. La prima vedere, nu arată rău acești conectori. Aici avem un set de socketuri pentru integrate în capsulă DIP, în total fiind 66 de bucăți. Hai să le vedem mai bine. Tăiem această folie din plastic. Văd că socketurile sunt de 9 tipuri, în funcție de numărul de pini. Avem 18 bucăți DIP 6, 12 bucăți DIP 8, 6 bucăți DIP 14, 6 bucăți DIP 16, 6 bucăți DIP 18, 6 bucăți DIP 20, 6 bucăți DIP 24, și alte 6 bucăți DIP 28. Am considerat că ar fi foarte util un asemenea set de socketuri pentru integrate în capsulă DIP. Următorul colet. Cred că trebuia să tai mai mult. Aici avem un kit, să-l vedem mai aproape. Este un kit de amplificare audio în clasă D cu TPA 3110D2, aici fiind în modul mono. Și spatele kitului, văd că un inductor a fost lipit într-o parte. Testarea acestui amplificator va fi făcută într-un clip viitor. Alt pachet, acesta a fost cumpărat tot de pe AliExpress. Avem 5 inductoare micuțe, toroidale. Din câte știu, sunt de 68 microhenry și suportă un curent de maxim 3 amperi. Să verificăm inductanța cu acest multitester. L-a și detectat ca inductor. Ne spune că e de 0,07 milihenry. Pentru a ne da în microhenry, înmulțim la 1000 și rezultă 70 de microhenry. Încă un colet. Să vedem ce avem aici. Se pare că alte inductoare. Să le scoatem și din această pungă tip zip. Aceste inductoare, conform AliExpress, sunt de 47 microhenry și suportă un curent maxim de 10 amperi. Hai să testăm unul cu acest multitester. A fost bineînțeles detectat ca un inductor, având inductanța de 0,05 mH. La fel, înmulțim cu 1000 pentru a ne da în microhenry și rezultă 50 microhenry. Iar acum să trecem la deschiderea coletului cu produsele cumpărate de pe Temue. Modul de deschidere a cutiei de la Temue îmi place la nebunie. La prima vedere, se observă un cablu și niște condensatoare electrolitice. Să începem cu acest cablu. Mai exact, este un cablu audio stereo ecranat de 2x0,022 mm². Să îl scoatem din această pungă tip zip.
Lungimea cablului e de 5 metri. Îmi place cum arată scrisul acela argintiu de pe el. Numele producătorului acestui cablu e Tasker și se pare că e fabricat în Italia. Izolația externă e din PVC. Să verificăm ecranarea. Și nu arată rău deloc. Să vedem și conductoarele din interior. Următoarele componente. Aici avem două condensatoare electrolitice de 680 microfarazi la 63 V. Ca să spun sincer, aici nu prea am fost atent la dimensiunea lor. Se observă că sunt destul de înalte. Înălțimea de aproximativ 40 mm, iar grosimea de 12,5 mm. Să verificăm capacitatea și SR-ul unuia. Și din câte se vede, e de aproape 600 de microfarazi, iar SR-ul de 0,04 ohm. Următoarea componentă o avem ambalată în această pungă antistatică destul de interesantă. Aici avem un amplificator audio în clasă D, fiind un TPA3116D2. Să desfacem punga antistatică. Interesant că în interior avem un mic pachetel care probabil conține siliciu, acesta folosindu-se pentru a menține umiditatea scăzută sau pentru a scădea umiditatea. Avem și o hârtie, părând a fi un indicator de nivel al umidității. În sfârșit am ajuns la integrat. Așa arată. Mai avem un ultim produs. Aici se află un tranzistor bipolar de putere NPN tip 35C. Să îl verificăm cu acest multitester. Aici se termină acest clip cu despachetarea a două colete cu electronice cumpărate de pe Tmie și AliExpress, acesta fiind episodul 9 din seria Mailbox. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!